Tică. Frumoasă, le vei caldă, așa-i? Raisa Brăilean din satul Japca, raionul Florești, de ani bun dezvoltă o afacere în domeniul oieritului. Totul a pornit de la o mioară dăruită la nuntă, iar astăzi are aproape 500 de capete. Am început de la 2-3 oi. Socrul la nuntă a dăruit o oaie și o fătat-o în cărlan. Și era el și nu l-am tăiat nici într-un caz, că era jale să-l tai, că mă mulțesc la oi, iar îmi plăceau. Pe urmă, cărlanul l-a schimbat pe oineluț. Pe urmă, a doilea an, mi-a fătat și neluța și oaia și tot așa ne-am mulțit și pe urmă am prins, mai cumpărăm, am prins ulea de subvenții și iar ne-am mai cumpărat. Ulea că ne-a ajutat statul, mulțumim Domnului că e băcar, că de cât. Acum anul este ulea că mai prost, ne dă numai la tineret, anul e greu, ne întâlnim cu foarte multe greutăți din cauza vremii, ploilor, dar orice caz, mergem așa, nu ne dăm înapoi. Am, vă spun că mai mult numai de atâta, că nepoțelul meu Dimitel iubește tare oile strașnic, capru, oaie, el, animale strașnic, el are și cai, are și vaci, are, dintre care de m-am prins și cu vacile și cu mai mult în ramura asta să ne adoptăm mai mult. El cunoaște fiecare oaie, fiecare capru, eu puțin și cunosc, mai rar, dar el e tătă ziua și eu îl întreb pe dânsul. Așa e și cu dânsa, așa e și cu dânsa. Mai mult el conduce, ca nădejdea întrânsul, că el iubește și-l văd că iubește și vrea să aibă. Femeia susține că este destul de greu de dezvoltat o asemenea ocupație, dar este mulțumită că, în ciuda provocărilor care apar, au o activitate aici, acasă, în care este implicată toată familia. E greu, e foarte greu, dar ce să facem? Suntem în țara noastră, suntem acasă la noi, mâncăm bucățica noastră de pâine și dăm și la oameni natural. Brânza e cu cheag natural, făcut cu mâinile noastre acasă, curată, frumos. Oamenii sunt mulțumiți, avem clienții noștri, chiar să vii vremea să nu vreau să mai lucrez, parcă nu pot, îmi pare rău că nu găs mai întrebe lumea, mai e brânză, dar eu să zic că nu mă ocup, parcă mi-ar sta, nu știu cum, și jele de oameni și nie nu mi-ar sta parcă tare bine. Bolea că am avut subvenționări și ne-am avansat și ne-am luat tractor și piesă la tractor și olea că ne-am înglodat în credite și ne vine foarte greu. Cum este realitatea, așa spune, vine foarte greu, dar cu ajutorul Domnului gândim că ne-am descurcat cumva. La moment, femeia deține 400 de oi și capre mature și aproape 100 de ovine și caprine tinere. Avem și oi și capre, capre mai puține, sunt 360 de oi și capre, de-am restul vreo 80-90 de capre. Și am tot așa, am lăsat capre vreo 10, care din cele mai bune, dar restul tot oi. Mai mult vrem brânza ca de oi, dar tot una am avut și numai de oi și pe urmă am luat înapoi capri, că brânza amestecată cu oleac cu de capri e mai gustoasă. De-am șteț, cam majoritatea s-o grândițat, că brânza noastră a ajuns și pe hotare în diferite țări și văd că sunt mulțumiți oamenii, zic că e gustoasă, e bună. Cred că e bună. Familia este cunoscută în localitate și în regiune datorită brânzei de oi gustoase care o au în vânzare. Această femeie este din Anenii Noi și fiind în vizită în satul Japca, nu a ezitat să cumpere brânză. Suntem din Anenii Noi și am venit pe o perioadă foarte scurtă, dar noi știm că aici se vând produse lactate mai ieftine ca la noi. La noi se vinde cu prețul de la Chișinău. Și prețurile sunt aici cu mult mai convenabile. Și fiindcă am auzit că doamna vinde brânză și ne bucurăm că am avut așa posibilitate să cumpărăm brânză ieftină. Vin oamenii de acasă și eu care o luat, de pildă, unul, apoi o gustat cu mătru, gustat nănașul și apoi de-am de ieșul cu mătru și lu nănașul, ori vin ei, ori le spun între ies, ori le trimit la autobuz la Chișinău, chiar ies și le trimit. Realizăm așa câte o leacă pe aici, prin împrejurări, a fost cam greu cu realizarea că mai mult s-au mulțit cu oieriturile și cu să iau, a fost o leacă greu. De, da, mă, s-o pun bine și ori vânzările. La camin cam mult am vândut și vin de-am cumpărătorii la noi acasă și cumpăr. Azi am fost la piață și am dat o leacă, mi-a lăsat comandă, mă, și-a lăsat și acasă, ca să mai vină oamenii și să iei încă până în seară. Și mulțumim Domnului, am o leacă s-o pornit. Raisa Brăilean are planuri mari de viitor. Femeia dorește să-și dezvolte în continuare ocupația și să valorifice și lâna, care în prezent este aruncată.